Nu sunteți pregătiți să vedeți ce urmează. Care sunteți pregătiți pentru cea mai mare nebunie? Ce? Mamă, mamă! Gata, hai! Hai! Hai, mai sus! Mamă! Mamă, dai! Uită! Ce te răspund! Iubirea mea! Guys, și bine v-am regăsit la un nou clip super, 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 mega genial. Pentru că astăzi o să facem clipul ăla mult așteptat. Cei de pe Instagram cu siguranță știu despre ce este vorba. Așa că dacă vreți și voi să știți ce o să filmez eu înainte de toată lumea, urmăriți-mă pe story, aveți linkul în descriere. Astăzi o să facem cea mai genială idee de pe tot canalul meu de YouTube. Pentru că astăzi o să facem un super, mega challenge alături de iubita mea cea mai frumoasă din spatele camerelor. Ura! Și ca să fiu și văzută, nu doar cu mine. Păi da, ce să facem? Asta este, noi ne filmăm unul pe celălalt, facem o echipă minunată împreună. După cum vă spuneam, o să facem un super mega challenge în care o să încercăm să nu râdem. Iar cel care o să piardă challenge-ul o să se aleagă cu telefonul spart. Guys, editam clipul și mi-am dat seama că am o idee mult, mult mai bună prin care să testăm aceste huse super tari și aceste folii de protecție de la Mobil Fox. Așa că acum se schimbă challenge-ul. De fiecare dată când unul dintre noi o să râdă, celălalt o să încerce să-i distrugă telefonul celuilalt. Iar dacă o să râdem amândoi, o să facem un drop test pe ambele telefoane. Așa că aceste telefoane chiar o să fie puse la încercare. Da, da, ați auzit bine, astăzi testăm husele de la Mobil Fox, cel mai tare și cel mai fresh brand în materie de huse. Husele astea sunt absolut indestructibile și sunt sigur 100% că după ce vedeți acest clip, cu siguranță o să vreți să vă cumpărați și voi una. Așa că intrați și voi chiar acum pe linkul din descriere, pentru că Mobil Fox a apărut în România. Nu uitați ca înainte de a începe acest clip să rupeți butonașul de like, pentru că dacă se vor strânge 30.000 de like-uri, cu siguranță o să mai facem și alte teste cu husele de la Mobil Fox. Nu sunteți pregătiți să vedeți ce urmează. Gata, iubire, tocmai ce am aterizat în mijlocul challenge-ului, în care va trebui să nu râdem. Vă invităm chiar și pe voi să faceți challenge-ul ăsta cu noi, să vedem de câte ori râdeți voi. Să vedem... Și scrieți-ne în comentarii de câte ori ați râs voi. Da, exact. Cine râde de cele mai multe ori o să piardă. Da, și celălalt are voie să facă absolut orice cu telefonul lui. Să-l dea de toți pereții, să-l arunce de la toate. Dar absolut tot, da? Deci mă las să-ți fac, deci dacă eu câștig, mă las să-ți fac absolut ce vreau eu cu telefonul tău. Iar tu, orice vrei cu telefonul meu. Acum, ce să zic, merg pe încredere și sper că oricare dintre telefoanele noastre nu o să pățească mare lucru. Nu cum a pățit telefonul tău în clipul meu. Mamă, dacă vrei să vedeți clipul iubitei, intrați pe linkul din descriere, pentru că aia a fost un clip blană. Mi-a aruncat telefonul chiar și de pe un balcon foarte, foarte înalt. Dar l-am lăsat să-și aruncă așa și hai să vedem dacă tot el o să se leagă cu telefonul distrus sau eu. Măcar în vlogul meu, sper să nu rămâne așa cum trebuie. Ok, hai, ești pregătit, iubirea mea? Da. Eu, pentru canalul meu de YouTube, m-am gândit la niște challenge-uri în care bănuiam că o să câștig și tu, pentru canalul tău, știi că eu râd la chestiile astea, mi se par amuzante. Dacă mi-mi pun să fiu serios, sunt serios. Și eu, vrei? Pune pariu că nu mai râd până la final? Bine, hai să punem pariu. Pe ce? Pe hai să ne uităm. Și eu pot, ia că m-am înervat, și eu pot să fiu serioasă când vreau. Zi tu, iubire, nu pot să fiu serioasă când vreau. Dar chestia asta m-a făcut foarte mult să râd atunci cum era el. Și el a știut ce a profitat, am profitat. Bine că n-am ales grupe de pe Facebook, adică. Da, la el. La grupele de pe Facebook, baby, râdei și eu mă uit la el. Pe bune, chiar atât de mult ai îmbătrânit de încep să râzi la glumele de pe Facebook. Mă, ziceam, eu am un clip să-ți arăt la care eu râdeam foarte mult în copilăria, pe care l-am uitat, dar mereu mă făcea să râd. Și îl știi care e? Da, știu care e. Tu îl știi? L-am uitat, nu știu. Hai să băgăm și noi o probă. Vezi că... Cred că s-a asta că eu aud emisia în casca. Auziți? De la întâlnire... Ai fost primul care ai râs, telefonul tău a ajuns la mine, cu husa de la Mobil Fox. Și ca prim test o să încerc să-ți arunc telefonul cât de sus pot eu și să vedem ce se întâmplă. Dar nu pe iarbă, ci vreau pe asfalt. Iubirea mea, pe asfalt? Da,
iubirea o să se spargă cu siguranță. Nu e adevărat, pentru că în interiorul husei se află un material drop X, așa că nu are ce să pățească. Hai cu mine. Ești pregătit? Mamă, iubire, îmi tremură mâna pe cameră. Iubirea, iubire, stai puțin, iubire, mi-e frică, dacă se întâmplă ceva cu telefon. Nu se întâmplă absolut nimic, așa că 3, 2, 1. Oh my god, se întâmplă. Și... Oh my god. Oh my god, nu mi-e să cred. N-a pățit nimic. Nu te cred. Hai și mai sus. 3, nu, iubire, 2, nu oprește, 1. Iubire. Mamă. Mi-e iubire. Frică. Iubire, stai, nu-l ridica, stai puțin. Mamă, cât de sus l-ai aruncat. Deci nu vine să cred, nici mai. La un moment dat făceam așa cu camera pe sus, că nu-l mai vedeam. Deci cred că am atins un etajul 4-5. Etajul 4-5, nu știu cam câți metri înseamnă asta. Dar dacă telefonașul ăsta de aici de jos a rezistat, Jesus Christ, deci e mobil foc, ești o legendă. Stai. A rezistat! Nu vine să cred. Doamne! Haide să ne întoarcem în challenge, să vedem care dintre noi o să râdă și care dintre noi o să fie supus la un mare, mare drop test. Unui kilowatt oră ar putea depăși 1000 de lei, ceea ce înseamnă o scumpire cu peste 200 de lei. Surse din Agenția Națională pentru Reglementare în domeniul energetic au declarat pentru Antena 1 că agenția va propune o creștere cu 34% a tarifelor pentru că acum am râs amândoi, ambele telefoane, iubire, o să fie supuse testelor, așa că în spatele meu am Vita mai zidul în care o să aruncăm telefoanele cu foarte mare putere să vedem dacă telefoanele vor rezista. Ia și pregătite, iubire, să testăm telefonul. Nu telefonul meu! Telefonul tău o să ia contact cu peretele în 3, 2, 1. Vino repede, iubire. Mamă, s-o fi spart. Telefonul tău este... Intact! Intact, ca întotdeauna. Bă, deci nu vine să cred, deci pusele astea sunt tank, nu știu. Și eu trebuie să încerc, așa că dăm telefonul. Materialul ăsta, din materialul dropic, să construiesc tankurile, pentru că, deci telefonul ăsta e un tank, serios. Pentru că am vrut să amândoi, este rândul și telefonului tău. Iubire, ia telefonul meu, stai. Iubire! N-a făcut nimic telefonul. Intact, absolut tot, și telefonul și husa. Hai să vedem cine râde următorul. Reprezentanții școlilor nu sunt interesați să investească în clădiri. Asta a fost dată pe post? Nu se cred. Am râs amândoi, Bibi, am o super idee de a testa aceste telefoane. Ești pregătit să auzi ideea? Ce idee mirifică mai, iubirea mea? O să mergem la două persoane diferite de pe stradă. Tu la o persoană, eu la o persoană. Ok. Și o să le dăm acest telefon. Și o să-i punem pe oamenii de pe stradă să ne spargă telefonul. Da. Bine, să încerce, pentru că nu prea cred eu că o să reușească. Hai să încercăm. Hai să vedem ce o să iasă. Salut, am o mare, mare rugăminte de la tine. Am acest telefon cu o husă super, super tare și care spun eu că este foarte sigură. Iar rugămintea mea este să-mi arunci telefonul absolut cum vrei tu și să vedem dacă se sparge. Ești okay. D'accord? Da. Hai să vedem. Ia. 3 și... Telefonul nu a pățit absolut nimic. Wow, da, tare. Tare, nu? Da. Super, îți mulțumim mult de tot! Bună seara, încercăm un mic experiment în care oamenii ne aruncă de acest telefon cum vor ei. Vreți să încercați? Să vedem dacă se sparge. Absolut cum vreți. Da, puteți să-l aruncați așa, mai cu boltă. Și că mi-e rău! Mamă, ce credeți, a rezistat? Ce credeți, a spart? Nu, a rezistat. A rezistat, pentru că avem puse de la Mobilfon! Vreți să mai încercați o dată, mai sus? Gata, hai! Hai, mai sus. Mamă, cum s-a auzit. Nu vine să cred. Nu s-a spart. Nu pot să cred. Mamă, nu s-a spart. Nu s-a spart cuțele astea? Mulțumim mult de tot. Bună ziua, în țara noastră este în continuare în aceeași masă de aer rece cu și cu verticală instabilă. Aer rece?
noastră a ținut. Pentru că... De ce asta este incurată? Bună ziua, țara noastră este în continuare în aceeași masă de aer rece cu și cu structura verticală Insta. Da, mă, continuat, n-am treabă. Așa trebuie să faci. Nu e corect, bine, pentru că tu regai volumul și erai concentrat pe altceva. Și ultimul drop test din acest clip, care va fi cel mai și cel mai hard. Și de ce am râs eu? Cine m-a pus să râd, să mi se întâmple mie? Ținând cont că este ultimul, o să fie cel mai greu. Ce o să faci? O să-ți... calc telefonul cu propria ta mașină. Acesta este telefonul, acolo este baby. Vreau să cred că fac asta. Roata e acolo și punem telefonul fix sub roată, fix în fața roții. Și baby o să dea cu fața. Hai baby. Mamă, dai! O să opri pe telefon. Mamă, te-ai oprit fix pe telefon, ai stat cu roata pe telefon. Mamă, mi-e frică. Mamă. Te uiți tu prima dată la el? Mamă, nici nu pot să mă uit. Iubirea mea. Ei, back. Aoleu, nu pot să cred. Ce nebunie. Doamne. Ce nebunie cu pusele astea. Doamne! Nu! Nu asta! Nu asta, asta curios, nu, nu pot să mă abțin la asta. Minera, minere, adi, minere, e minere, 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 adi, minere, e minere, 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 adi, minere, e minere. Băi, hai că m-am bun. Gata, gata, ce? Da, acum nu mai, gata, nu mai, la o să aviți cuvântul ăsta, că bă, da, nu se poate așa ceva. Mamă, dar săracul chiar s-a zbătut, chiar a încercat să zică minea, minea, molea, minea, 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 minea. Gata, sunteți pregătiți pentru cea mai mare nebunie? În 3, 2, 1 și... Mamă, deci, ceva? Deci n-a pățit absolut nimic. Băi frate, spatele e intact, cred că poți să dai și cu ciocanul în el, că nu se va întâmpla nimic. Mai cum a reușit telefonul ăsta să reziste la absolut toate lucrurile astea? Datorită celor de la Mobile Fox și... Și datorită popicului pe care mi l-ai dat-o mie. Da, exact. Și mă bucur foarte mult, eu auzisem foarte multe chestii mișto de cei de la Mobile Fox, dar nu erau în România. Însă acum Mobile Fox este în România și vă puteți comanda și voi cele mai tari huse care oferă o garanție pe viață. Husele vă protejează foarte bine telefonul datorită materialului Dropix din interiorul lor. Și mai mult de atât, dacă accesați chiar acum linkul din descriere, o să observați că la Mobile Fox pe site o să vă puteți personaliza husele după gustul și placul vostru. Uitați, de exemplu, eu am personalizat această husă cu ciocolata picantă. Guys, cam acesta a fost și cu acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să rupeți butonul de like, pentru că știu că ați așteptat mult clipul ăsta. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare, probabil cu un daily vlog, pentru că abia aștept să fac un daily vlog. Deci am o poftă foarte mare să fac un daily vlog. Ea a fost iubita mea, cea mai frumoasă din lume. Nu uitați să intrați și pe canalul ei de YouTube, să dați acolo mare subscribe, să dați un follow pe Instagram baby.oficial și Antonio Pican. Noi v-am pupat. Pa!